Ce indică un test de sarcină dacă este făcut de un bărbat? Nu se aștepta nimeni la așa ceva. Dintr-o întâmplare stranie, a aflat un adevăr crunt. A avut o curiozitate pe care și-a satisfăcut-o. A găsit în baie un test de sarcină al prietenei sale și l-a făcut, pentru amuzament. Rezultatul a fost unul de-a dreptul șocant. Pe teste au apărut două liniuțe corespondentele unei sarcini. Uimit de acest lucru, bărbatul și-a postat poza dubioasă pe contul de socializare. Printre multitudinea de comentarii ironice s-a aflat și acesta. Dacă poza este reală și a fost realizată de tine, ar trebui să-ți faci un control pentru cancer la testicule. Persoana în cauză a fost la medic și a aflat că diagnosticul dat de prietenul virtual e cât se poate de real. Explicat ea, când este folosit testul de sarcină, caută o substanță numită HCG, produsă de placenta femeii. A fost descoperit faptul că și bărbații produc această substanță doar dacă suferă de cancer testicular. Majoritatea cancerelor testiculare se dezvoltă în celulele care produc spermă, numite celule germinale. Tumorile testiculare reprezintă o patologie tumorală, din fericire foarte rară. Ele au o incidență mică, între 1 și 2%, în oncologia generală masculină. Reprezintă totuși cea mai frecventă neoplazie a adultului tânăr, între 15 și 35 de ani, exceptând hemopatiile. Potrivit statisticilor internaționale, incidența este de 2-3 cazuri noi la 100.000 de bărbați pe an, tendința fiind de creștere în ultimele decade.